Pe măsură ce speranța de viață la nivel mondial crește, apare o diferență tot mai mare între femei și bărbați. În medie, o femeie trăiește cu 6-7 ani mai mult decât un bărbat. Specialiștii consideră că cea mai comună explicație se referă la factorii de stres mult mai mari care atacă bărbații, dar și atenția femeilor asupra unui stil de viață mai sănătos. Conform statisticilor, există câte 6 femei în vârstă de 85 de ani la 4 bărbați de aceeași vârstă, proporția fiind în defavoarea sexului tare. Durata medie a vieții pentru bărbați în România 71,2% față de Uniunea Europeană, media Uniunii Europene de 77,4%, iar pentru femei 78,3% față de 83,1%. Observați că femeile trăiesc mai mult, cu aproximativ 7 ani, decât bărbații, deși se nasc mai mulți băieți decât fete, rata de mortalitate după vârsta de 45 de ani este mai mare în rândul bărbaților. Și de această diferență între durata medie a vieții, de fapt speranța de viață la naștere. De asemenea, se pare că nu există factori care să explice longevitatea mai mare a femeilor, care, potrivit studiilor, suferă într-un număr mai mare de boli la bătrânețe decât bărbații și totuși trăiesc mai mult decât ei.